Încercăm să trecem la o altă temă, tema împăratului, a împărăției în planul lui Dumnezeu. Nu știu cât vom zăbovi lângă tema aceasta, dar v-aș aduce aminte că suntem spre sfârșitul cărții 1 Samuel și, dacă țineți minte, data trecută am fost în capitolul 28 când Saul coboară în Endor să întrebe pe femeia care cheamă duhurile și vorbește Samuel, zice naratorul, îi vorbește și dă verdictul. Și în capitolul 31 el moare. Dar în 29-30 reflectorul se mută pe David, care Dumnezeu se îndură de el și îl scoate din tabăra filistenilor, dintre oștenii care porniseră împotriva lui Israel, și este trimis înapoi la Țiglag. Și când ajunge la Țiglag, el găsește cetatea arsă, nevestele, copiii și tot ce aveau luate de amaleciți. Și aproape că e linșat de oștenii lui, cei 600 de oameni cu care coborâse în Filistia. Până la urmă și-a inima în dinți, pornește pe urmele amaleciților, îi bate, ia totul înapoi și se întoarce la Țiglag. Două zile mai târziu află de moartea lui Saul și a lui Ionatan. Și așa se încheie capitolul 31 din 1 Samuel. Dacă mă mut în 2 Samuel, în 2 Samuel, capitolul 1 începe cu cântarea de jale, plânsul lui David pentru Ionatan, pentru Saul, pentru vitejii Domnului care au căzut pe munții lui Israel. Și probabil în capitolul 1 aș putea scrie nu familia, ci cântarea lui David pentru Saul și Ionatan. Apoi, dacă cobor un pic mai jos, trecem repede, pentru că aș vrea să ajung în capitolul 7 din 2 Samuel. În capitolul 2, el întreabă pe Domnul, zice, să mă sui în Israel, și el pleacă, se așează în Hebron și timp de 7 ani și ceva va fi împărat în Hebron, în timp ce Abner îl pune pe Ișboșet împărat la Manahaim. În capitolul 3, moare Abner, ucis de Ioab, pentru că l-a ucis pe fratele său, pe Asahel. Iar în capitolul 4 este ucis Ișboșet, împăratul lui Israel. Și în felul acesta se pregătește terenul pentru ca David să ajungă împărat peste întregul Israel. Dar în capitolul 5 sunt câteva tablouri importante. În primul rând, David împărat peste Israel. Apoi, când vin bătrânii și îl ung împărat peste Israel, el se gândește ce să facem. Dacă mă mut un pic la imaginea din fața voastră, imaginați-vă, aici erau cei care 7 ani și ceva sub cârmuirea lui Ișboșet, practic Abner era șeful, căpetenia oștirii, au venit la Hebron ca să roage pe David să devină împăratul întregului popor. Acum, David avea o alegere de făcut. Să-și așeze capitala la Hebron, unde era el, sau să caute o cetate undeva în Israel, și lovitura lui de maestru este să vină cu întregul Israel împotriva Iebusului, a Ierusalimului, și cuceresc Ierusalimul. Și în felul acesta Ierusalimul devine capitala tuturor semințiilor. Pentru că nu ține nici de Hebron, nu ține nici de Israel, în care domnise Ișboșet, ci este o nouă cetate și Ierusalimul va rămâne până în ziua de astăzi teritoriul disputat și este capitala lui Israel. Capitala lui Israel. Deci el domnește peste întregul Israel, cucerește Ierusalimul și Hiram își trimite cioplitorii, lemn de cedru și cioplitorii de piatră și zidesc lui David o casă. În capitolul 6, încercarea de a aduce chivotul. El avea o casă, chivotul era în altă parte, pentru că atunci când filistenii l-au trimis înapoi și Dumnezeu i-a trăznit că s-a uitat în chivot pe israeliți, este dus în casa lui Abimelec. Și David spune, nu, dacă am casa mea, cum ar fi să aduc casa Domnului lângă casa mea? Și observați, am cele două case, casa Domnului și casa lui David, casa împăratului. Problema este că Uza încearcă să oprească răsturnarea chivotului și Dumnezeu îl trăznește și David se sperie. Și chivotul ajunge în casa lui Obed-edom. Dar
David este neliniștit, pentru că ceva în el îi spunea că a sosit vremea ca Dumnezeu să începe să adune la oaltă ceea ce după moartea lui Moise el a despărțit. După moartea lui Moise, ce s-a întâmplat după moartea lui Moise? Numeri, capitolul 27, Moise se pregătea de plecare și Dumnezeu îi spune să-și pună mâna peste Iosua. Și imediat după moartea lui Moise, conducerea în Israel se rupe. Marele preot Eleazar, Iosua, generalul care va deveni împăratul de mai târziu, Saul îi va lua locul, iar pe urmă vor veni profeții. Samuel este primul dintre ei și în felul acesta avem trei linii de autoritate în Israel. Iosua intra la porunca lui Eleazar și poporul îl urma și ieșeau la porunca lui Eleazar. Eleazar era într-un fel vocea care ținea legătura cu Domnul și era trimisul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Funcție pe care o vei prelua Samuel ca profet al Domnului pe vremea lui Saul, când în locul lui Iosua vine Saul. La împlinirea vremilor, toate acestea se vor aduna în acel proroc ca Moise, despre care vorbește Dumnezeu în capitolul 18 din Deuteronom. Și din nou, poporul lui Dumnezeu are un singur cap. Și capul acesta singular este Domnul Iisus Hristos, după cum capul singular al poporului în Vechiul Testament a fost Moise. Și prorocul ca Moise, Domnul Iisus Hristos, practic, este prezent acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui și prezent cu noi până la sfârșitul viacurilor, ne spune El în Matei, capitolul 28. Dar, practic, pe vremea lui David, Dumnezeu răscumpără linia împărăției. O răscumpără din tragediile în care a dus-o David sau a dus-o Saul prin apostazia lui, prin faptul că a întors spatele lui Dumnezeu și a ținut morțiș să țină la tronul lui Dumnezeu în ciuda verdictului pe care Dumnezeu l-a dat, rupând împărăția și dându-o lui David, ungându-l ca împărat în capitolul 16. Dacă mă gândesc ce s-a întâmplat, ce-a pregătit legământul davidic, este ultimul punct de flexiune în desfășurarea planului lui Dumnezeu de acolo încolo. Planul lui Dumnezeu intră în linie dreaptă și Fiul lui David, Iisus Hristos, va fi împlinirea acestei promisiuni. Practic, când David avea casa lui și lângă casa lui era un cort al întâlnirii unde a așezat chivotul, a venit la profetul Natan, Samuel murise, și îi spune lui Natan, uite-te, de când să fac Domnului o casă, nu-i frumos ca eu să locuiesc într-o casă de lemn și cedru, sau de lemn de cedru și de piatră, și casa lui Dumnezeu să fie un cort. Și Natan îi spune, fă ce ți-a pus Domnul pe inimă, Domnul este cu tine. Dar noaptea Dumnezeu îl trimite înapoi pe Natan și spune, nu el îmi va zidi o casă. Și Natan vine cu un mesaj din partea Domnului. Te-am luat de la oi, îi spune Domnul, și ți-am făcut un nume mare, ca numele celor mai mari de pe fața pământului. Dar cui am cerut eu vreodată în istorie să-mi zidească o casă? Eu am călătorit într-un cort împreună cu poporul meu. Am fost parte din poporul lui Dumnezeu, am umblat cu ei, m-am așezat în mijlocul lor. Dar acum ei intraseră în țară. Și chivotul se mutase în diverse locuri. Și Natan vine cu mesajul la David și mesajul pe care Dumnezeu îl transmite formează textul legământului davidic. Versetul 11. Ți-am dat odihnă izbăvindu-te de toți frășmașii tăi și Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. David vrea să-i zidească o casă și Dumnezeu spune nu, mâinile sunt murdare de sânge și de aceea nu tu îmi vei zidi o casă, fiul tău care va ieși din trupul tău îmi va zidi o casă, dar vreau să-ți fac o promisiune, eu îți voi zidi o casă, adică o dinastie. Și este vorba de scaunul de domnia lui Iuda pe care îl înveșnicește Dumnezeu prin promisiunea lui. Uitați-vă ce conține promisiunea lui Dumnezeu pe lângă Domnul îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția.
El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției. Un urmaș care va ieși din trupul tău îmi va zidi o casă și eu îi voi întări pe vecie scaunului de domnie. Ce face Dumnezeu? Înveșnicește linia davidică, da? Împărăția sau împăratul sau, dacă vreți, dinastia lui David. Și textul continuă. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu nuiaua omenească și cu lovituri omenești. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. O relație absolut specială. Și dacă vă gândiți toate acestea, la care din împărații lui Iuda se poate aplica? Probabil la niciunul dintre ei, cu toate că împăratul era fiul lui Dumnezeu sau reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, dar când te uiți, începând de la Solomon și la toți ceilalți împărați, te gândești, nu se prea potrivește decât faptul că Dumnezeu îi pedepsește cu pedepse omenești și disciplinează, dragii mei, și în felul acesta împărăția va continua până pe vremea lui Zedechia, ultimul împărat, când Dumnezeu va trimite întregul Iuda în robia babiloniană. Versetul 15. Dar harul meu nu se va depărta de la el. Adică promisiunea mea va rămâne în picioare, indiferent de căderile și ridicările împăraților lui Iuda. Promisiunea de a aduce pe unul din fiii lui David ca împărat veșnic, pe un tron veșnic, în casa veșnică a lui Dumnezeu, va rămâne în picioare. Harul meu nu se va îndepărta de la el. Cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Deci, linia lui Saul ar fi putut fi păstrată în istorie. Dacă ai fi ascultat de Domnul, Domnul ți-ar fi întărit pe vecie domnia peste Israel. Dar acum domnia ta nu va dăinui, Domnul a rupt împărăția de la tine și a dat-o altuia. Dacă au greutate cuvintele lui Samuel, Dumnezeu n-ar fi avut niciun fel de probleme să-l aducă pe Mesia, pe linia lui Beniamin. Pentru că în ultima instanță, ei, toate cele 12 seminții, sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii. Și observați, în Romani, Pavel nu alege una dintre cele 12 seminții, ci îl aduce pe Hristosul, pe Mesia, pe scena istoriei, din Israel. Da? Femeia învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap. În felul acesta, femeia care l-a dus pe pruncul este Israelul. Dar pentru că Saul, într-un fel, prin neascultarea lui, pierde domnia, Dumnezeu leapădă, acum, prin legământul davidic, el vine și realizează ceea ce a promis, practic, în Genesa și capitolul 13, pe urmă capitolul 49. Acum să înțelegem, în contextul profeției lui Iacov, când zice toiagul nu se va depărta dintre picioarele lui Iuda până va veni Shiloh. Deci, într-un fel, profeția aceea marca prioritatea semințiile lui Iuda de a duce urmașul și atunci... Așa este, dar ai celelalte două texte pe care evrei vin și spun că, cel puțin în Vechiul Testament, Mesia este promis la trei seminții. Este promis la seminția lui Iosif, este un Mesia, un Iosefit, da? Mesia care vine din Galileea, este omorât la porțile Ierusalimului, moartea lui este o moarte ispășitoare în locul întregului popor. Și rabinii, povestea asta o găsiți în scrierile rabinice dinainte de Hristos, de după Hristos, și povestea asta era cunoscută de rabini. Și au încercat să o nege într-un fel, ca să nu asocieze cu Iisus Hristos. Ascultam aseară o traducere în aramaică a Torei, Onkolos, o traducere care evreii mesianici au comparat-o, de pildă, cu Tora, cu Septuaginta. Și pentru că ucenicii Domnului Iisus Hristos și, pe urmă, biserica s-a folosit de Septuaginta, de traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, ca să susțină teologia sau cristologia în Noul Testament, rabinii evrei au socotit că Septuaginta nu este o traducere corectă și au apelat la Onkolos, o altă traducere care, practic, este o traducere
polemizând cu Septuaginta, tocmai ca să justifice într-un fel, să nege faptul că creștinii ar avea dreptate. Și în felul acesta există în scrierile rabinice o mulțime de lucruri prin care ei au încercat să mușamalizeze, să acopere într-un fel, ceea ce era evident în istorie, în scrierile lor, încă înainte de Hristos. Și atunci, dacă am cel puțin trei seminții cărora este promis Mesia, întrebarea este cum rezolv lucrul ăsta, Radu? Nu știu, decât prin cele două texte pe care vi le-am dat. Unul din Roman, capitolul 9, în care Pavel însuși spune că Hristosul a venit din Israel. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele. Cine sunt ei? Toți urmașii lui Avram, bun sau răi, puși la oaltă. Și pe urmă este textul din Apocalipsa, în care femeia care naște pruncul este Israel, cele încununate cu cele 12 stele, da, cu luna sub picioare, cu soarele, o fie învăluită în soare. Și atunci, practic, Israel a fost ales de Dumnezeu. Când Dumnezeu îi promite lui Avram, sămânța ta va aduce binecuvântarea asupra tuturor familiilor pământului, care dintre semințele lui, sămânța lui Avram? Și atunci acolo intră toate cele 12 seminții. Dar ai profeția din binecuvântarea lui Iacov. Genesa 3:15 este doar sămânța femeii, da? Sămânța femeii, pe urmă am sămânța lui Avram în capitolul 22 și abia în Genesa capitolul 49 am binecuvântarea lui Iuda. Dar citește încă o dată versetul 15. Harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Observați aici deja în legământul davidic, lucrurile sunt pe linie și cine va aduce pe scenă sau pe din seminția, din ce seminție va veni Mesia, începe să devină evident și lucru nenegociabil pe urmă mai târziu. Și casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Casa ta, împărăția ta, scaunul de domnie sunt înveșnicite prin promisiunea lui Dumnezeu. Nathan primește mesajul, vine la David, spune, îmi pare rău, nu vei putea zidi casa Domnului, dar uite, Domnul îți promite că zidește casa. Foarte interesant e David. Să fi fost în locul lui, dar mai ales dacă îl compar cu Saul, aș fi trântit lucrurile de pământ. No, dacă nu mă lași să zidesc casa, treaba ta, da? Dar David, dragii mei, visează la casa Domnului întreaga lui viață. Desenează până și furculițele și toate lucrurile de care era nevoie în cort, organizează totul ce va trebui să fie în templu. Toată slujba din templu organizează, adună toate materiale pentru el și le încredințează fiului său. Ieșit din trupul lui ca să zidească casa Domnului și așa se zidește templul lui Solomon. Dar ceea ce e fantastic la David este că el primește vestea și în loc să se supere că planurile lui nu pot fi duse la îndeplinire, el se agață cu amândouă mâinile de promisiunea lui Dumnezeu. Și rugăciunea lui David și din Samuel și din Cronici este absolut extraordinară. Pentru că el îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și elementul ăsta probabil face din David ceva absolut special între toți ceilalți împărați. N-a fost un om desăvârșit, a făcut păcate, ucigaș, curvar, dragii mei, uneori gata să omoare doar așa cu sânge rece. Și cu toate acestea, când citești rugăciunea lui David, el atât de convins este de faptul că Dumnezeu ce promite și face, el nu este un om ca să mintă, încât se agață cu amândouă mâinile de promisiunea pe care Dumnezeu i-o face prin Nathan. Uitați-vă la versetele 18-25. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule,
Și cine este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Copleșit într-un fel. Țineți minte când Saul îi promite pe fica lui, pe Merag, de soție, zice, da, ce-i familia mea? Țineți minte întrebarea lui Saul, al cui fiu este el? Cu cine mă încuscresc? Da? În ce familie intru? Da? În ce familie intră fica mea? Și el spune, eu sunt un om sărac. Și Saul îi spune, împăratul nu-ți cere nicio zestre decât 100 de prepuțuri ale filistenilor. El omoară 200, ce n-avea niciun fel de probleme, da? Ca să devină ginele împăratului, spre pieirea lui aproape. Dar uitați-vă la cât de copleșit se simte David de promisiunea lui Dumnezeu. Doamne, cine sunt eu și ce este casa tatălui meu și casa mea, ca să-mi faci o astfel de onoare? Versetul 19. Și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule, tu vorbești despre casa robului tău și în viitor. Și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. Ce ți-ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule. După cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. După cuvântul tău și după inima ta, cu alte cuvinte, David crede cuvintele lui Nathan, ca venind din partea Domnului, mai mult, îl crede pe Domnul, care odată ce a rostit ceva, el nu se întoarce, el nu minte, nu-și trage cuvântul înapoi. Ce mare ești tu, Doamne Dumnezeule, căci nimeni nu este ca tine. Și nu este alt Dumnezeu afară de tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Este oare pe pământ un singur neam care să fie ca poporul tău, ca Israel, pe care a venit să-l răscumpere Dumnezeu, ca să facă din el poporul lui, ca să-și facă un nume. Și ca să facă pentru el, pentru țara ta, minuni și semne, izgonind dinaintea poporului tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt, neamuri și pe Dumnezeii lor? Tu ai întărit pe poporul tău, Israel, ca să fie poporul tău pe vecie. Și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Ca să fie poporul tău pe vecie. Și acum e poporul lui Dumnezeu? Da? Pavel așa vorbește în capitolul 11 din Romani. Să fie poporul tău pe vecie. Dar uitați-vă la versetul 25. Acum, Doamne, după ce vine și se închină înaintea Domnului și îl mărește pe el, se pleacă înaintea suveranității lui, acum vine și se apucă de această promisiune a lui Dumnezeu. Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit. Fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit. Adică, fă din casa mea, din tronul meu, din împărăția mea, ceva ce va dăinui pentru totdeauna. Înveșnicește dinastia mea, scaunul meu de domnie, pe linia mea să fie împlinite promisiunile tale. Și ultima parte. Asupra robului tău și asupra casei lui și lucrează după cuvântul tău. Lucrează după cuvântul tău. Lucrează după cuvântul tău. Avem un cuvânt, o dorință a lui David, respinsă de Dumnezeu, un cuvânt din partea lui Dumnezeu și acum David se agață de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă luați toate cartea psalmilor, după ce terminăm 1 Samuel, vom intra în câțiva psalmi, dar toată cartea psalmilor sunt un răspuns la cuvântul lui Dumnezeu și vom avea o sesiune despre psalmii care izvorăsc din legământul davidic, psalmii regal mesianici. Dar? Psalmii regal mesianici izvoresc din convingerea lui David că Dumnezeu își împlinește promisiunea. Din convingerea lui David. Dar nu uitați, promisiunea lui Dumnezeu este unul din urmașii tăi care va ieși din trupul tău. Promisiunea lui Dumnezeu pleacă de pe pământ și din pricina acelui să rămână veșnic, să se împlinească aceste cuvinte care le-ai rostit. David nu poate rămâne pe pământ. Și de aceea, deși vorbește cu împăratul pământesc încetişor, profeția decolează și începe să devină un imn pentru împăratul ceresc. Și sunt o serie de psalmi pe care am denumit psalmi regal mesianici, în care există elementul acesta. Cu alte cuvinte,
din convingerea lui David că promisiunea lui Dumnezeu este fermă și va rămâne și se va împlini, de aici izvoresc psalmii regali mesianici. Uitați-vă la unul dintre ei, psalmul 110, versetul 1 și 4. Domnul meu a zis Domnului meu. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele. Numărați personajele, da? Domnul a zis Domnului meu, dar cine este acest meu? Da? L-am pe Domnul și cineva, David vorbește despre Domnul lui, care se așează la dreapta Domnului și observați, am de două ori Domnul, Iahve, în textul acesta, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașa așternută al picioarelor tale. Cu alte cuvinte, șez pe scaunul de domnie al Domnului. În Apocalipsa, celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea. În capitolul 1 din Evrei avem scena încoronării împăratului, a Domnului, Domnului lui David. Dar versetul 4 vine și adună la oaltă două case, două realități, care au fost despărțite, practic, la moartea lui Moise. Iosua și Eliazar, două linii diferite care n-au putut fi adunate la oaltă. Dar David este cel care prefigurează lucrul acesta. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Dar cine ești acest? Tu ești preot în veac. Păi Domnul care a șezut la dreapta Domnului. Observați, împărat în versetul 1, mare preot în versetul 4. Mare preot în versetul 4. Legământul davidic devine, deci, temelia teologică pentru foarte multe profeții viitoare. Pentru foarte multe profeții viitoare. Priviți încă o dată istoria lui Israel. În primul rând, am hexateuhul, linia dreaptă, perioada judecătorilor și, pe urmă, am perioada judecătorilor care se termină cu Saul, primul împărat, David, al doilea împărat. Despre el vorbim acum, vine fiul său Solomon. După moartea lui Solomon, regatul se rupe în două, 10 seminții la nord, 2 seminții la sud. 931. În 722, cele 10 seminții pleacă în robia siriană. În 586, ultimele 2 seminții pleacă în robia babiloniană. Dar dacă așez profeția acum, aici am legământul davidic, al doilea împărat, David. El primește legământul davidic. În baza acestui legământ davidic îi vom vedea pe profeții care aveți pe ecran și mulți alții vorbind despre lucruri pe care Dumnezeu le-a promis. Isaia, în jurul anului 750, Ieremia în jurul 586, Ieremia trăiește căderea Ierusalimului, Ezechiel în robia babiloniană și Zaharia după întoarcerea din robie. Și vom citi pe rând câteva din lucrurile acestea să vedeți cât de mult profeții fac apel la David, la legământul davidic. De pildă, Isaia, capitolul 11, primele 10 versete. Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar care va da din rădăcinile. Dar cine este Isai? Tatălui David. Dar o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el. Și observați, ce fel de odraslă va ieși? În niciun caz, David nu se califică aici, ci trebuie să fie, probabil, un fiu al lui David, promis de Dumnezeu, pentru că hainele nu încap pe el. Sunt mult prea mari pentru oricare din împărații lui Iuda. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui, și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. În mod evident, aceste dubluri de imagini le găsiți în profeții, cu
copil, copil, împărat, împărat, preot, preot, da? Dubluri de imagini. Ori în cazul acesta, copilul despre care vorbește sau vlăstarul despre care vorbește textul nostru nu poate fi un pământean, nu? În niciun caz. Pentru că singurul care va lovi cu cuvântul lui pământul întreg este acel fiu al lui David pe care îl descoperim în Apocalipsa, vom vedea mai târziu. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. În niciun caz. Pe David nu-l putem pune în păpucii descriși de versetul 5, versetul 6. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu mielul. Observați cum alunecă profeția în viitor, probabil în perioada mileniului. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina bazilicului. Da. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Gândiți-vă doar la zilele noastre și la tragedia pe care o trăim și încă nu știm ce urmează. Deci, în mod evident, istoria sau profeția alunecat în viitor, în viitorul nostru, dragii mei, nu doar al lor, în viitorul nostru, probabil în perioada mileniului. Căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele pe care îl acoperă. Wow! Pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Orice genunchi se va pleca înaintea lui și orice limbă îi va da slavă. Și textul nostru alunecat în viitor. Deci, deja Isaia vine și vorbește. Isaia e tributar legământului davidic și în lumina legământului davidic el rostește lucrurile acestea. Observați, nu doar David era convins de faptul că Dumnezeu își împlinește cuvântul, ci toți profeții. Și asta legitimează pe Natan într-un fel și legitimează convingerea lui David. Haideți să luăm pe Ieremia. Ieremia profețește mult mai târziu, în perioada în care cade și Ierusalimul, și el vorbește foarte mult despre legământul davidic, pentru că Dumnezeu urma să rupă legământul și cu Iuda, cartea de despărțire fusese dată lui Israel. Ieremia anunță noul legământ și în contextul acesta, al verset capitolul 30-34, sunt câteva profeții extraordinare care sunt ancorate în legământul davidic. Uitați-l pe Ieremia. Ieremia este, el profețește în Iuda, deja Israel plecase în robie și sunt trei valuri de expatrieri, 605, 597 și 586 și Ieremia trăiește în perioada respectivă, începând de pe vremea lui Iosia. Și uitați-vă la una din profețiile lui. Iată vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Cuvântul cel bun pe care l-am spus se va împlini. În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o draslă neprihănită care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. Voi face să răsară lui David, deci linia davidică a rămas în picioare, deși au trecut o jumătate de mileniu de atunci. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi, Domnul neprihănirea noastră. Pe acest vlăstar al lui David, Domnul neprihănirea noastră. Căci așa vorbește Domnul, David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. Nici preoții și leviții nu vor fi lipsiți niciodată înaintea mea de urmași care să aducă arderi de tot, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare și să aducă jertfe în toate zilele. Cu alte cuvinte, versetele 17 vine și spune David nu va fi lipsit de urmaș, dar nici preoții și leviții. De ce punem paralel cele două linii? Ieremia încă păstrează separat cele două linii, dar încetişor ceea ce
a făcut deja David în Psalmul 110, versetul 1 și versetul 4. Zaharia va înțelege și le va aduna la oaltă și va vorbi despre un împărat mare preot. Da? Nici urmașii lui David, nici urmașii lui Levi nu vor fi lipsiți sau nu vor lipsi istoria. În istorie vor continua cele două linii. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. Așa vorbește Domnul. Dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie și legământul meu cu leviții, preoții care îmi fac slujbă. Observați din nou împărăția și preoția, casa Domnului și casa împăratului puse în paralel. Ca oștirea cerurilor care nu se poate număra și ca nisipul mării care nu se poate măsura, așa voi înmulți sămânța robului meu David și pe leviții care îmi slujesc. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia? A lepădat Domnul cele două familii pe care le alesese? Nu uitați, Israel era plecat de 100 de ani în robie și acum urmează să se rupă legământul și cu Iuda și psalbiștii, cum e Psalmul 89, de pildă, zic, Doamne, ce s-a întâmplat cu coroana lui David, cu cununa lui împărătească, cu scaunul lui de domnie? De ce ai lepădat? De ce nu ți-ai ținut cuvântul? Și ei, într-un fel, trebuie să înțeleagă felul în care Dumnezeu cu planurile lui va trece peste toată prăpastia celor 70 de ani și pe tot ce urmează până la venirea lui Mesia. Așa vorbește Domnul. Dacă n-am făcut legământul meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat legile cerurilor și ale pământului, atunci voi lepăda și sămânța lui Iacov și a robului meu David. Și nu voi mai lua din sămânța lui pe cei ce vor stăpâni peste urmașii lui Avraam, lui Isaac și a lui Iacov, căci voi aduce înapoi pe prinșilor de război și voi avea milă de ei. Voi avea milă de ei. Și asta este o profeție rostită înainte de plecarea în robia babiloniană. Uitați-vă, după ce Dumnezeu realmente rupe legământul și cu Iuda, îi trimite în robia babiloniană, Ezechiel este un profet al exilului și imediat după capitolul 33 el începe să vorbească. Până în capitolul 33 el vine cu amenințări și vorbește despre tragedia căderii Ierusalimului. El a plecat în robie în 597, Daniel în 605 și acolo în robie, dragii mei, moare nevasta ca semn al morții nevestei lui Dumnezeu, în ghilimele, a lui Iuda, care va fi plecat și Iuda în robie. Dar uitați-vă, Ezechiel, în timpul robiei, el vine și vorbește despre David. Voi pune peste ele un singur păstor. După ce Dumnezeu vine și vorbește despre păstorii lui Israel, care și-au bătut joc de turma lui Dumnezeu, de mai mare poporului, el vine cu o promisiune, voi pune peste ei un singur păstor care le va paște și anume pe robul meu David. Pe robul meu David. El le va paște, el va fi păstorul lor. Mort de 1500 de ani, cel puțin, da, deci cel puțin de 500 de ani, voi pune pe robul meu David. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Eu, Domnul, am vorbit. A urmat robia, au trecut cei 70 de ani, a început repatrierea și au trecut 18 ani și templul Domnului era dărâmător, doar altarul fusese rezidit, pentru că ei erau ocupați să zidească casele. Și Dumnezeu o trimite pe Hagai și pe Zaharia. Și Zaharia are o profeție și el este post-exilic, deci vorbește după întoarcerea din robia babiloniană, la aproape 20 de ani după întoarcerea din robia babiloniană. Dar uitați-vă ce face Zaharia. Zaharia vine și adună la oaltă ceea ce în Ieremia sunt păstrate încă separat. Linia lui David și linia leviților. El adună la oaltă cele două linii, cu alte cuvinte, ce a despărțit Dumnezeu
după moartea lui Moise, urmează să fie adunat la oaltă și trebuia să vină un mare preot împărat sau un împărat mare preot. Și să-i spui, așa vorbește Domnul oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăzli din mijlocul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei. Preot pe scaunul de domnie, împărat mare preot, și o desăvârșită unire va domni între ei. Când Iosia, Osia, încearcă să intre în templu, să tămâieze, dragii mei, Dumnezeu îl umple de lepră. Și de aceea lucrul acesta nu s-a putut întâmpla. David este cel care prefigurează într-un fel lucrurile acestea. Dar legământul davidic vine și pregătește pe urmă în profețiile viitoare reunirea celor două linii pe care Domnul Iisus Hristos le va întrupa pe amândouă, ambele funcții vor fi reprezentate în el. El este și împărat și mare preot. Deci, practic, încă din Psalmul 110 am această unire între preoție și împărăție și de aceea spune linia leviților și linia lui David vor rămâne pe vecie, spune Ieremia. Așa am început noi anul 2024 și în anul acesta avem două cărți înaintea noastră, o carte ruptă în două, primul și al doilea volum din Samuel și la mijloc avem psalmii cu context istoric dat, care practic sunt scriși în contextul pe care îl citim în cele două, în cele două cărți. Dar practic despre ce este vorba în 1-2 Samuel? Despre tranziția de la teocrație la monarhie. Teocrația este în perioada judecătorilor în care Dumnezeu fiind împărat numea câte un judecător în cazul de nevoie și el elibera poporul. Dar perioada monarhiei începe în capitolul 8 din 1 Samuel când poporul vine la Samuel și cere un împărat cum au toate neamurile. Și așa ajunge Saul, ales de Dumnezeu însuși, nu uitați, pe tronul lui Israel. Dar atunci când vorbesc despre perioada aceasta a monarhiei, am cel puțin trei cărți de care trebuie să țin cont. Am 1-2 Samuel, 1-2 Împărați și 1-2 Cronici. 1-2 Samuel și 1-2 Împărați probabil merg împreună și trebuie să le luăm ca atare. Ce aveți înaintea voastră? Sunt nivelurile narațiunilor biblice. Am o narațiune imediată, de pildă moartea lui Saul sau coborârea lui Saul în Endor, să întrebe pe femeia care cheamă morții să vadă ce se va întâmpla cu el. Am pe urmă o narațiune complexă, cum este cartea 1-2 Samuel. Am narațiunea istoria lui Israel, narațiunea majoră, istoria lui Israel și am narațiunea ultimă, care e planul lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc de pildă la relația dintre aceste niveluri ale narațiunii, atunci eu mă frământ întotdeauna cu narațiunea imediată. Citesc textul și încerc să înțeleg și să iau aplicații din el și așa mai departe. Dar asta trebuie să o fac în mod obligatoriu în contextul narațiunii complexe, în contextul cărții. Iar narațiunea complexă este partea unei narațiuni mai largi, care este istoria lui Israel. Dar istoria lui Israel este doar un detaliu în planul lui Dumnezeu. Și în ultimă instanță, când citesc Biblia și când vreau să o înțeleg, eu trebuie să plec de la premisa că cel care a insuflat Scripturile și îmi revelează planurile lui este Dumnezeu însuși și El nu se contrazice. Și de aceea, pe măsură ce lărgesc contextele, eu trebuie să rămân mereu în armonie în interpretarea mea, pentru că Dumnezeu nu se contrazice. Dar dacă, de pildă, aș face o paralelă între, sau aș încerca să cuplez două dintre aceste niveluri, narațiunea complexă cu narațiunea majoră, m-aș muta înapoi în istoria lui Israel. Și am, de pildă, 1 Samuel, îl am Saul și David, 1 și 2 Samuel. De ce am nevoie și de Cartea Împărați? Pentru că abia în Cartea Împărați am restul istoriei
până la ultimul împărat, până la Zedechia. Și de aceea monarhia în Israel nu înțeleg decât dacă pun la oaltă cele două cărți, Samuel și împărați, 1-2 Samuel și 1-2 împărați. Observați, 1-2 Samuel și 1-2 împărați vorbesc împreună despre ridicarea și căderea monarhiei în Israel. Noi vorbim despre împărat și împărăție în planul lui Dumnezeu. Ori împăratul și împărăția în planul lui Dumnezeu, dacă mă gândesc strict la nivelul uman, la Israel și domnia pământească a împăraților, atunci ridicarea și căderea lor le am în 1 și 2 Samuel și 1 și 2 împărați. Cele patru cărți sau cele două cărți, cu fiecare cu două volume, vorbesc despre monarhia în Israel, ridicarea și coborârea, căderea monarhiei în Israel. Observați, când vin la imaginea aceasta, nici Samuel, nici împărat nu mă ajută în ea, pentru că Samuel a început cu nașterea lui Samuel și împărat duc lucrurile mai departe. Dar doar cartea Cronici lărgește perspectiva asupra întregii istorii. Și de aceea dați-mi voie să cuplez acum alte două, narațiunea complexă cu narațiunea ultima lui Dumnezeu. Am pe de o parte 1 și 2 Cronici, am 1 și 2 împărați, dar unde 1 și 2 Samuel, 1 și 2 împărați, ce se fac cu cartea Cronici? Cartea Cronici, observați, iese mult în afara spațiului și merge până dincolo de robia babiloniană, până dincolo de repatriere. Practic, în canonul ebraic, cartea 1-2 Cronici este ultima carte. Imaginați-vă, toate profețiile au fost scrise, toate celelalte cărți au fost scrise. Cronicarul are la îndemâna lui nu doar legământul davidic, ci și profețiile ulterioare care sunt fundamentate, întemeiate pe legământul davidic. Și de aceea, când el vorbește despre legământul davidic, el vede legământul davidic prin prisma împlinirii profețiilor care au fost întemeiate pe legământul davidic. Observați unde l-am așezat pe cronicar, mult după repatriere. Și de aceea el are toată istoria înaintea lui. Și acum când deschid cartea Cronici, despre asta am vorbit și data trecută un pic, primul cuvânt este Adam. Cu alte cuvinte, el nu se oprește la istoria lui Israel, ci lărgește lucrurile la narațiunea ultimă, la planul lui Dumnezeu. Și începe de la Adam și 1 Cronici se termină cu un urmaș al lui David, am legământul davidic aici, un urmaș al lui David șezând pe scaunul de domnie al Domnului. Cu alte cuvinte, cartea vine și vorbește despre faptul că Dumnezeu l-a creat pe om să domnească, l-a creat pentru împărăție. Nu ne-a creat să fim robi, ci ne-a creat să fim împărați, să domnim împreună cu El. Întrebarea este, de ce anume istoria n-a continuat pe panta asta urcătoare mai departe? Vom vedea imediat. Dar haideți să privim legământul davidic în varianta cronicarului. Vă spuneam, și cronicarul redă legământul davidic și rugăciunea lui David, de care se agață pe urmă toate profețiile, dar el având toate celelalte cărți profetice gata scrise deja, revelația lui Dumnezeu fiind progresivă, el vorbește despre legământul davidic în termeni mult mai clari. El are de pildă profeția lui Zaharia, un împărat preot, și în legământul davidic este formulat altfel decât în 2 Samuel. Uitați-vă la textul din 1 Cronici 17, 10 la 15. Și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă. Este mesajul pe care Dumnezeu îl trimite prin Natan la David. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine și anume pe unul din fiii tăi și îi voi întări domnia. Pe unul din fiii tăi, Samuel spune, pe un urmaș al tău care va ieși din trupul tău. Aici zice, pe unul din fiii tăi, el deja știe ce s-a întâmplat cu Solomon, ce s-a întâmplat cu toți împărații de pe linia davidică, cronicarul, și de aceea el vine și zice, pe unul din fiii tăi, ăștia niciunul nu se califică. Care va fi acela? Se întreabă el. Și versetul 12 continuă. El îmi va zidi o casă și îi voi întări pe vecie scaunul lui de domnie.
Până aici aș putea zice, unul din fiii tăi poate fi și Solomon. Solomon a stat pe scaunul domniei al Domnului și a zidit templul lui Solomon. Dar? Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunului de domnie va fi întărit pe veci. În casa mea și în împărăția mea, scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie. Ăsta nu putea fi Solomon, el a zidit casa, dar el nu era preot, dragii mei. Și în versetul 15, Natan vine și spune lui David lucrurile acestea. Acum, dacă am fi început cu cartea Cronici și am fi comparat legământul davidic formulat în 2 Samuel cu cel din Cronici, ne-am fi întrebat ce-i dă dreptul cronicarului să modifice, să completeze cuvintele spuse de Natan în 2 Samuel. Nu cumva își asumă o libertate pe care nu o are, pentru că ăsta este cuvântul și promisiunea lui Dumnezeu. Nu, ci el scriind din perspectiva în care se află, după ce tot Vechiul Testament este scris, Cronicile fiind ultima carte în canonul ebraic, el privește istoria și el vede toate profețiile ulterioare după 2 Samuel, capitolul 7. Și în lumina acestor profeții reformulează legământul davidic cu tot ceea ce Dumnezeu a descoperit profeților care au venit după David. Practic, ar fi putut să se limiteze strict la Psalmul 110, versetul 1 și 4. Pentru că acolo am un împărat mare preot, în felul lui Melchisedec. Și pe urmă, autorul Evreilor reia povestea aceasta și îl ridică pe Iisus Hristos ca și fiind marele preot după rânduiala lui Melchisedec. Deci ce promite Dumnezeu? Două lucruri importante. Un scaun de domnie veșnic. Cu alte cuvinte, niciodată nu va fi lipsit de un urmaș. O împărăție care nu va trece nici de cum și un împărat preot. Va fi preot pe scaunul lui de domnie, da? Preot pe scaunul lui, va fi domn și stăpân, dar preot în același timp. Promisiunea făcută lui David îl viza pe unul dintre fiii lui. Unul dintre fiii săi. Acum am cartea Cronici înainte, mi-ați văzut imaginea și data trecută. Când mă mișc de la A la B, așa începe, 1 Cronici cu Adam și se termină cu un urmaș al lui Adam șezând pe scaunul de domnie al Domnului. Acum întrebarea pe care ți-o pui, nu cumva este o metaforă? A ședea pe scaunul de domnie al Domnului? S-ar putea să fie ceea ce dă valoare mult mai mare aceste afirmații decât a unei simple metafore, unui simbol, este tocmai legământul davidic. Observați, aveți 5 părți în 1 Cronici și, practic, întrebarea la care răspunde cartea 1 Cronici, plecând de la Adam până la Solomon, care a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, este în ce condiții va putea un pământean, un urmaș al lui Adam, unul ca mine, ca tine, să șadă pe scaunul de domnie al Domnului? Dar ce valoare să aibă expresia aceasta? Și observați, toată cartea Cronici vine și așează înaintea noastră 5 condiții. Dacă ei să șadă cineva, un urmaș al lui Adam, pe scaunul de domnie al Domnului, va ședea în baza autorității Domnului, prin puterea Domnului, la împlinirea planului și programului Domnului, spre slava Domnului și pe cheltuiala Domnului. Da? Și astea sunt principiile care, pe urmă, le pot aduce în Noul Testament și pot să vorbesc despre mine, despre tine, pentru că Noul Testament vorbește despre a ședea pe scaunul de domnie, Apocalipsa 3:21, celui ce va birui voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, dar dacă îi să ajungă acolo în baza autorității cui, a puterii cui, a programului cui, spre slava cui și pe cheltuiala cui. De pildă, când tânărul bogat pleacă dezamăgit că avea multe bogății, Domnul Iisus spune, mai ușor va trece o cămilă prin urechile acului decât un bogat să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și ucenicii întreabă, cine poate fi mântuit? Și Domnul Iisus spune, la oameni lucrul acesta este cu neputință. Dacă la oameni lucrul acesta este cu neputință, atunci în baza autorității mele, puterii mele, la alegerea mea și spre slava mea și pe cheltuiala mea, n-am cum să ajung acolo.
dar la Dumnezeu orice lucru este cu putință. Și atunci, dintr-o dată, toate acestea trebuie puse în seama altcuiva, nu în seama noastră, în baza meritelor noastre. Noi n-avem absolut nimic. De aceea Domnul Iisus începe predica de pe munte cu ferice de cei săraci în duh, cei care recunosc că n-au autoritatea, n-au puterea, n-au nici posibilitatea să-i aleagă ei timpul și nu merită ei, nu spre slava lor, Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni, ci pe cheltuiala Domnului se întâmplă toate. Și dintr-o dată înțeleg mântuirea prin har. Mântuirea prin har, voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, nu prin eforturile mele, prin posibilitățile mele, ci doar prin harul și bunăvoința lui Dumnezeu. Am plecat la drum vorbind despre împărat și împărăție în planul lui Dumnezeu. Și când mă gândesc la planul lui Dumnezeu, mă gândesc la întregul lui plan, de la Alfa la Omega, întregul plan al lui Dumnezeu, da? Acest plan al lui Dumnezeu pleacă din Adam și un urmaș al lui Adam ar trebui să ajungă cumva la Omega, pe scaunul de domnie al Domnului. Întrebarea este, cum se va întâmpla lucrul acesta? Acum, dacă țineți minte, că am discutat data trecută, când Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul și asemănarea lui, l-a creat să fie coregent cu Dumnezeu, să fie împărat, să domnească, să stăpânească, să fie coregent cu Dumnezeu, să administreze planeta. Umpleți pământul, supuneți-l, stăpâniți peste mine. El trebuia să fie stăpân. Dar el și-a vândut domnia, și-a vândut stăpânirea, dragii mei, plecând urechea la șoapta maestății sale satanice, exact ca Saul. Și de aceea am făcut o paralelă între Saul și Adam, pentru că amândoi falimentează, pierd dreptul la domnii, tocmai pentru că ascultă, pleacă urechea la șoapta celui rău. Țineți minte, Eva deja, când a luat din fructul oprit, a devenit parte din comunitatea celui rău. El încă putea să aleagă, mai avea o coastă în plus, Dumnezeu mai putea să-i facă o altă nevastă, dar ispita a fost prea mare și zidul de despărțire cade între om și Dumnezeu. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Neascultarea a dus judecata, blestemul, alungarea din Eden. Alungarea din Eden. Și în felul acesta, Adam și-a vândut dreptul de a domni. Adam a ajuns rob și noi, fiind în coapsele lui Adam, dragii mei, suntem sub păcat, suntem robii, despărțiți de Dumnezeu, am pierdut și noi împreună cu Adam dreptul de a domni. Și de aceea am ajuns robii pământului, robii deșertăciunii. Și alergăm de dimineața până seara zdihuiți de vătafii lumii acesteia, ca și evrei în Egipt. Întrebarea este, oare ce se va întâmpla mai departe? Dragii mei, ce extraordinar este că nimeni nu poate dejuca planul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a renunțat la planurile lui. Și de aceea, când mă uit la istoria pe care cronicalul o deschide înaintea mea, pleacă din Adam, urcă până pe scaunul de domnie al Domnului, dar din pricina neascultării lui Solomon pornește toată istoria în via căderii. Și toată istoria, dragii mei, este pe urmă pecetluită de Manase, din pricina lui Manase, nu iert, totul se termină în robia babiloniană. Dar cronicarul, pentru că avea toate scrierile înaintea lui, împrumută din Ezra primele patru versete. Și el termină cronica lui cu cele patru versete din Ezra. Cu ideea, nu, Dumnezeu nu va lăsa istoria în groapa robiei, ci va redresa istoria și o va duce mai departe spre împlinirea planurilor lui. Uitați-vă doar la ultimul segment, la cele patru versete. Cele patru versete, cronicile pot fi cântate așa, hop, 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 fiecare secțiune, afară de ultima, cincea din 1 cronice, că termină pe scaunul de domnie, dar vine hop în 2 cronici, da? Și pe urmă ultimele patru versete redresează din nou istoria. Practic, pentru că Dumnezeu nu și-a lăsat istoria în groapa căderii, unul dintre noi
va continua mai departe, va ajunge să șade la dreapta scaunului de domnie al măririi, ca om, ca unul dintre noi, ca mine și ca tine. Și elementele astea sunt spuse clar în Evrei. În Evrei, capitolul 1, avem scena încoronării Domnului Iisus Hristos după înviere, iar în capitolul 2, versetul 10, practic, planul lui Dumnezeu era ca prin El să ajungă mulți fii la slavă, să ajunge mulți dintre noi pe scaunul de domnie al Domnului. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru dacă care... Vom citi puțin mai târziu textul, dar zice, dar acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o pentru mulți. Se cuvenea, în adevăr, în baza acestei morți, Domnul poate să-și ducă planurile mai departe. Se cuvenea, în adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. Căci cel ce se sfințește, și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Deci, căpetenia mântuirii noastre este fratele nostru, pentru că a dezbrăcat slava lui, a devenit ca unul dintre noi, ca să poată da lupta în locul nostru și pentru noi. Și în felul acesta, noi am fost făcuți pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, El a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, a dus în rândurile noastre, a dezbrăcat slava, da, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, și prin moartea și învierea Lui, El s-a înălțat. Dar Lui nu este rușine să ne numească frații Lui. Și asta duce nădejdea că într-o bună zi, nu doar El, ci și noi vom putea ședea alături de El pe scaunul de domnie al Domnului. Uitați-vă la Genesa 3:15. Țineți minte, acolo deja Dumnezeu face promisiunea. Sămânța femeii îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Iar în Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dar dacă mă mut în Vechiul Testament, în Daniel, acolo am mai multe profeții în capitolul 7, 8, 9, 10, 11, dar uitați-vă la împărăția veșnică pe care Dumnezeu avea în minte, într-o împărăție în care scaunul acesta de domnie să fi fost păstrat pentru eternitate, avea în minte scaunul de domnie încă din Vechiul Testament. M-am uitat în primele versete am patru imperii și mai ales ultimul imperiu, dragii mei, cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu, să așează niște scaune de domnii și în îmbătrânire zile șade jos și judecă imperiile. După care din toată imaginea se mută versetul 13. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca fiu al omului. Unul ca un fiu al omului. Și asta dintr-o dată îl așează în rândurile noastre. Unul ca un fiu al omului. Dar pe norii cerurilor, unul ca un fiu al omului. Dragii mei, în veșnicia trecută, când Dumnezeu a zis, pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Singurul care a putut să zică, iată-mă, trimite-mă, în surul cărții este scris despre mine, a fost însuși Fiul lui Dumnezeu. Și El a dezbrăcat slava Lui și a devenit al doilea Adam, în așteptând împlinirea vremii, da? Înaintea primului Adam, din care am descins noi toți, și unul ca un fiu al omului a fost adus înaintea celui îmbătrânit de zile. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere ca împărătească, da? Pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Observați, acest unul ca un fiu al omului este numit împărat, este mandatat să așeze pe pământ o împărăție veșnică, să împlinească promisiunea legământului davidic. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Niciodată. Daniel, acum dați-mi voie să alerg la sfârșitul Bibliei. Vorbim despre împărat și împărăție în planul lui Dumnezeu. Și toată povestea începe de la Adam, dar trebuie să termine undeva cu urmașa lui Adam sau cu cel puțin cu acest fiu al omului,
undeva văzându-l ca împărat, ca domnind într-o împărăție veșnică, Ioan îl privește în Apocalipsa pe Iisus Hristos ca pe fiul lui David, ca pe împăratul acesta care este garantul și reprezentantul întregii omeniri, pentru că el a fost și mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Uitați-vă la câteva versete din Apocalipsa. Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos. Cine este Hristos? Ce a făcut Hristos pentru noi? Observați, din partea lui Iisus Hristos, dar cine este El și ce a făcut El pentru noi? Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Domnul împăraților pământului. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. A făcut dintre noi împărați și preoți, o împărăție și preoți spre slava Lui Dumnezeu, a Lui să fie slava. Uitați-vă în versetul 5 din capitolul 5. Și unul din ce s-a întâmplat? În capitolul 5, cel ce ședea pe tron avea în mâna dreaptă sulul cărții scris pe dinăuntru și pe din afară, pecetluit cu 7 peceți. Și un înger puternic se ridică, zice, cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile? Și nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Cu alte cuvinte, s-a căutat peste tot. Și Ioan zice, am plâns mult. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Leul din seminția lui Iuda, și aici sunt trimis înapoi, Radu, în 49 din Genesa, unde rostește binecuvântarea asupra lui Iuda. Uitați-vă în capitolul 6. Mielul se ridică și începe să rupă pecețile. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe unul dintre cele 4 făpturi vii zicând cu un vino, glas de tunet. Vino! Cornilescu adaugă vino și vezi, dar este doar un singur cuvânt. Ecu, vino, da? Și? M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. A pornit biruitor, pentru că el era deja biruitor, nu? Era biruitor, dragii mei, din veșnicie. De aceea, în Daniel i s-a dat o stăpânire, slavă împărătească, să așeze, el era biruitor, dar acum a sosit în împlinirea vremii și a început chemat de tronul lui Dumnezeu. Principiul biruinței a pornit prin istorie, un cal alb, o cunună împărătească, un arc în mână și a pornit biruitor ca să biruiască. Nimeni în istoria asta nu va fi biruitorul final, afară de Hristos, dragii mei, absolut nimeni. Pecețile mă duc de obicei până la cruce, trâmbițele mă duc dincolo de cruce în Apocalipsa. Dar pecetea întâia, care este principiul biruinței, va merge mai departe prin istorie. Pecetea cincea a martirilor de sub altar, cărora li se dă o haină albă și așteptare până când se va împlini numărul lor, merge mai departe prin istorie, prin toată istoria, inclusiv în zilele noastre, povestea continuă. Celelalte peceți se opresc la cruce și pe urmă trâmbițele duc lucrurile mai departe. Dar dacă în capitolul 19 suntem spre sfârșitul istoriei și uitați-vă cine apare acolo. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. L-am mai întâlnit, calul alb, nu? La prima pecete, s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Martorul credincios, da? Martorul credincios, cel credincios, cel adevărat. El se judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. Pentru că a pornit biruitor și biruințele au fost câștigate, dragii mei, și observați cum cel în bătrâne zile judecă pe împărații pământului și imperiile pământului acestuia.
când vine Hristos pe scena istoriei, înaintea Lui se vor pleca toți împărații Pământului și... Și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este Cuvântul Lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. El judecă și se luptă cu dreptate și oștile din cer urmează călări. Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. Singurul care cu suflarea gurii Lui, dragii mei, poate să facă lucrul acesta. Pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Îi va călca cu picioarele în teascul și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse și a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Observați, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Toate cununile împărătește ale celor de pe pământ, dragii mei, se cuvin Lui. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și uitați-vă cum se termină capitolul 22, ultimul capitol din Biblie, versetul 16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Înainte să fi fost Avram, sunt eu. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Da? Cu alte cuvinte, l-am precedat și l-am urmat pe David. Eu sunt cel care este vizat de legământul davidic și în care se împlinesc promisiunile legământului davidic. Unul dintre noi este împăratul împăraților și domnul domnilor. A câștigat biruința, dragii mei, asupra celui rău. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Da, dar noi ceilalți, unul dintre noi, noi ceilalți, observați, dacă mă gândesc la planul lui Dumnezeu, mișcarea de la A la Omega, întrebarea este ce se întâmplă la mijloc. Ce se întâmplă la mijloc? Ce se întâmplă de-a lungul istoriei? Cu alte cuvinte, cum va ajunge un urmaș al lui Adam? Da, l-am pe Hristos acolo în capăt, el a ajuns pe scaunul de domnie. Dar cum va urma, că eu sunt un urmaș al lui Adam și tot la fel, care dintre noi, cum, în ce condiții vom ședea pe scaunul de domnie al Domnului? Și aici este superb textul din capitolul 2. Capitolul 1 din Evrei este scena încoronării celui înviat. Când Maria dă să-i cuprindă picioarele, Domnul Iisus spune: nu mă ține, încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Du-te, spune fraților mei. Maria fuge și Hristos pleacă. Și seara acelea zile, el intră pe ușile încuiate după ce a povestit cu cei doi în drum spre Emaus. Dar în cealaltă dimensiune, scena încoronării a avut loc. Șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmaș așternut al picioarelor tale. Toți îngerii să-i se închine, da, a spus Dumnezeu. Printr-o serie de psalmi, autorul epistolei către evrei zugrăvește scena încoronării. Ca mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, el vine și suflă Duh Sfânt peste ucenici. Dar uitați-vă la capitolul 2, după ce în primele 4 versete ni se spune: nu fiți nepăsători față de o mântuire așa de mare, care a fost vestită mai întâi de Domnul, adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri și felurite minuni împărțite prin Duhul Sfânt. Da? Mărturia este pecetluită, întărită de Dumnezeu. Nu fiți nepăsători de ea. Dar despre ce e vorba în mântuirea asta așa de mare? Dragii mei, noi toți ne gândim să fim feriți de focul iadului. Hristos n-a venit să ne scoată din iad, ci să scoată iadul din noi. N-a venit să ne ducă în rai, ci să ducă raiul în noi. Dacă asta nu se întâmplă, am ratat rostul vieții pe pământ. Dar uitați-vă ce spune textul nostru. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? Cu alte cuvinte, eu sunt un boss de țărână, trăiesc doar o vreme, viața asta e cât un lat de palmă, nici
nu am născut bine și deja trebuie să mor. Sunt aici un străin și un călător pe pământ, îmi spune Scriptura. Și vine și psalmistul întreabă, ce este psalmul 8? Ce este omul să aduce aminte de el și fiul omului ca să-l bage în seamă? Versetul 7. L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale. L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri. Gândiți-vă că toți am fost făcuți mai prejos de îngeri pentru puțină vreme. Puțină vreme. Cu alte cuvinte, dacă pentru puțină vreme am fost făcuți mai pe jos de îngeri, înseamnă că trebuie să vină o vreme când vom fi mai pe sus de îngeri. Dacă despre cel care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, în versetul 9, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste și toți îngerii trebuie să-i se închine, atunci Pavel are dreptate când spune noi vom judeca pe îngeri. Noi vom judeca pe îngeri. Dar dacă am fost făcut pentru puțină vreme, atunci trebuie să vină o altă vreme când vom stăpâni lumea viitoare. Nu nor îngeri a supus el lumea viitoare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a gândit pe om ca împărat, ca să stăpânească, să domnească peste pământul acesta, dar și peste cerul nou și pământul nou. Întrebarea este, dacă eu aș pricepe lucrurile astea, cum mi-aș trăi viața astăzi? Care-i rostul alergării mele prin bucla fără șira deșertăciunii? Ce sens are viața asta? Ca să strâng în pumn deșertăciune, dragii mei, aici le las pe toate. Și dacă aș cuceri lumea, ca Alexandru Macedon, m-ar mânca viermii. Sub soare totul e deșertăciune și goane după vânt. Sub soare este de la naștere până la moarte, dacă nu este nimic dincolo, dacă acolo se termină totul. Dar textul acesta îmi spune, nu, nu, toate astea este o puțină vreme în vederea unei alte vremi în care vom putea domni împreună cu Hristos. Versetul 8. Toate le-ai supus sub picioarele Lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate sunt supuse. L-a pus stăpân pe pământ, dar omul și-a vândut domnia. Și atunci a devenit robul celui rău și robul pământului, robul deșertăciunii. Dragii mei, când schimbi perspectiva trăirii sub soare și descoperi dintr-o dată, într-o casă de jale, că vine și sfârșitul tău și ajungi la judecată și acolo totul va fi scos la lumină, tot ce este ascuns, tot, nu poți nimic tăinui. Dintr-o dată te întrebi, care-i rostul vieții? Și te întorci înapoi să-ți retrăiești sau să-ți trăiești viața că ți-o mai rămas cu un pic mai multă înțelepciune. Și vine versetul 9 în care cineva a fost adus alături de noi pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri și a terminat viața, a trecut testul prin moarte spre înviere și s-a înălțat la dreapta Tatălui. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. El s-a înălțat la Tatăl. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o pentru ca... Prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Să guste moartea pentru toți și pentru tine și pentru mine. Se cuvenea... În adevăr, că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Observați, cronicile se termină acolo în groapă cu acel mic hop, dar când vii la un urmaș al lui care a fost făcut și el pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, prin moarte și înviere, linia ascendentă continuă și pe el îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, ca prin el noi să nu trebuie să murim, ci să putem trăi împreună cu el, să putem domni împreună cu el. Uitați-vă cum începe cartea Matei, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și când își termină viața, este dus înaintea lui Pilat și înaintea lui Pilat îi se pune o întrebare. Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul a întrebat,
Ești tu împăratul iudeilor? Da. Da, sunt. Împărat? Cu cunul de spin și cu împărat pe o cruce? Ești împăratul iudeilor? Da, sunt, dar împărăția mea nu e pe pământul acesta, spune Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, a fost răstignit, dar a treia zi a înviat din morți și 40 de zile mai târziu s-a înălțat la Tatăl și de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu, cel întâi născut dintre cei morți, așteptându-te pe tine, pe mine, pe oricare dintre noi. Adam a fost creat să domnească pe pământ. Dar și-a vândut acest drept. Împreună cu Adam, fiind în coapsele lui, am pierdut și eu dreptul de a domni. Întrebarea este, cine îmi va reda acest drept? Doar dacă sunt în coapsele unuia care a trecut prin tot ce am trecut eu și sta de pe scaunul de domnie, cu alte cuvinte, din pricina lui am și eu acest drept, cu alte cuvinte, mi se oferă acest drept. Dar trebuie să-l primesc sau pot respinge. Dumnezeu numea libertatea de alegere. În Hristos ni se oferă posibilitatea de a redobândi dreptul de a domni. Și vreau să vă spun, dreptul acesta îl poți avea și experimenta în viața de acum și în viața veșnică. În viața de acum și în eternitate. Uitați-vă la Romani, capitolul 5, versetul 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Vor domni în viață. Cum adică domnim în viață noi? Prin acela unul singur care este Hristos. Dragii mei, în primul rând suntem eliberați de frica morții, dacă ne-am legat de El. Și atunci suntem eliberați de frica zilei de mâine, de frica ceea ce zic oamenii despre noi, despre... Și elementele astea ne eliberează de compromisuri, ne eliberează, dragii mei, de teama aceea de a mai aduna încă puțin și încă puțin și devenim robi de șertăciunii. Începi să domnești când te folosești de pământul acesta, nu când slujești pământul acesta. Când te folosești de deșertăciune și o înveșnicești împărțind și din altora. Pentru că știi că astea toate le vor mânca molile și rugina și le vor fura hoții. Și atunci, dintr-o dată, lucrurile între care noi ne trăim viața, inclusiv în trupul nostru, devin un mijloc spre scop, nu un scop în sine. Nu mâncăm ca să trăim. Nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Și în felul acesta, și elementul ăsta îl vom vedea în vară, în cartea Eclesiastul, dar vor domni în viață împreună cu Hristos. Domnia este posibilă doar prin... Și doar alături de Hristos. De pildă, uitați-vă la Romani, capitolul 8, versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus, abia când ți-ai legat viața de Hristos, capeți o putere din afara ta care te eliberează de legea păcatului și a morții, care te trage și te ține rob de șertăciunii lumii acesteia. Și în Romani, capitolul 8, versetul 32 spune, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da? Fără plată. Împreună cu El, toate lucrurile. Împreună cu El, toate lucrurile. A ședea pe scaunul de domnie, dragii mei, nu e o simplă metaforă, ci este un concept teologic extrem de important și încărcat cu foarte multe greutate. În ultima instanță, asta definește rostul a tot ce a creat Dumnezeu și rostul vieții mele pe pământ. Rostul vieții mele pe pământ. Practic, eu sunt aici într-o probă, într-o pregătire. Realitatea mă așteaptă dincolo de moarte. Și de aceea, în Hristos, mi se oferă posibilitatea nu doar să stăpânesc peste planeta aceasta pe care am vânzând-o, da, vinzând-o am devenit robul ei, ci mă așteaptă ceva și dincolo de mormânt. Hristos a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea
prin Evanghelie. Prin învierea Lui ne-a născut din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în cerul pentru noi. Hristos a nimicit moartea și a dus la lumină, viața. Viața, da, prin Evanghelie. Uitați-vă la Ioan, capitolul 17, Ioan 17, 11, 15. 11 la 15. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Dar unde este El? Vreau ca împreună cu mine. Păi El este pe scaunul de domnie. Și de aceea spune în Apocalipsa că este un scaun de domnie pregătit și pentru noi. Cu alte cuvinte, universul va continua, va fi un cer nou, un pământ nou, în care va locui neprihănirea și acolo va fi detrudit, destăpânit. Ia în stăpânire 5 cetăți, 10 cetăți, depinde cum ți-ai trăit viața pe pământ, pentru ce ai pregătit aici. Ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii, da. Viața de acum, un timp de probă în care trebuie să învățăm. Viața de acum este doar o arenă în care eu mă echipez pentru ceea ce urmează. Întrebarea este, câți dintre noi trăim cu această perspectivă pe care cronicarul ne-o deschide înainte, scaunul de domnie al Domnului, câți dintre noi? Și câți dintre noi suntem pur și simplu sub povara gliei acesteia în care trăim și de dimineața până seara e singura noastră preocupare? Dragii mei, cine nu vrea să muncească nici să nu mănânce, spune Scriptura. Eu îmi trăiesc viața ca oricare altul pe pământ și tu la fel, deci nu suntem diferiți. Dar întrebarea este ce se adună în noi în timp ce ne trăim viața aici, în cotidianul săptămânii? Ce se adună în noi? Urcăm scara devenirii cristice sau coborâm scara devenirii malefice sau satanice, cum s-a întâmplat cu Saul? De pildă, să ne supunem autorității lui Dumnezeu fără compromisuri. Deci, noi suntem aici ca să învățăm câteva lucruri. Primul, să ne supunem autorității lui Dumnezeu fără compromisuri. Uitați-vă la câteva texte, vi le amintesc doar, nu o să le citim. Dar viața creștină începe în momentul în care îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Ce înseamnă asta? Îi dau înapoi dreptul de a hotărâ binele și răul. Îi recunosc autoritatea în viața mea. Așa începe viața creștină. Dacă vine în Luca, capitolul 6, versetul 46, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Ai recunoaște autoritatea, înseamnă trăi în ascultare de El. Sau când vin la textul din Matei, capitolul 7, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minune în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea, niciodată nu v-am cunoscut. După care este pilda celor două case, casa așezată pe stâncă și pe nisip. Și vine momentul încercării, una rămâne, alta cade. Și a zidi pe stâncă înseamnă a recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, suntem aici ca să învățăm ce? Să trăim prin puterea lui Dumnezeu. Să trăim prin puterea lui Dumnezeu. Uitați-vă la câteva texte. Pavel vine și spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului, apoi a grecului. Am citit deja textul din capitolul 5, versetul 17. Cine primește în toată plinătatea harul și darul de prihănirii va domni împreună cu Hristos, pentru că puterea Lui va lucra prin noi. Sau Romani, capitolul 8, versetele 1 și 2. Legea Duhului de viață în Hristos, nu în mine, este în Hristos Iisus. Dacă eu sunt în El, această lege a Duhului de viață lucrează în mine. Dar uitați-vă la rugăciunea lui Pavel din Efeseni, capitolul 1, versetele 17 la 21. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți
Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă de la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi. Nemărginita mărimea puterii sale. Eu sunt aici să învăț să mă bizui pe puterea lui, nu pe puterea mea. Observați în momentul în care Samuel vine și spune lui Saul, îmi pare foarte rău, Dumnezeu ar fi întărit pe vecie domnia ta, dar acum domnia ta nu va dăinui. Și Saul se uită în ochii Domnului, zice, s-o crezi tu, Doamne, câtă vreme trăiesc eu, scaunul ăsta va rămâne al meu și oricine va sta în cale va pieri. Da. Se ține cu amândouă mâinile. Și uitați-vă la ce se întâmplă când eu întorc spatele lui Dumnezeu și încep să trăiesc prin puterile mele. Viața se desface încetişor. Și pierd. În al treilea rând sunt aici ca să învăț să... Să acceptăm planul și programul lui Dumnezeu chiar când nu înțelegem. Dragii mei, și eu mi-aș place să-mi planific viața și să întâmple lucrurile în ritmul pe care l-am gândit eu, dar de obicei nu se întâmplă așa. Întrebarea este ce se întâmplă când se răstoarnă planurile, când lucrurile merg altfel decât ți-ai închipui. Stai liniștit în mâna Domnului și aștepți vremea Lui. Uitați-vă la ucenicii mei după înviere. Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Domnul Iisus le spune, nu este treaba voastră să știți vremurile, soroacele, pe astea Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa. Lăsați-L pe Dumnezeu să-și împlinească planurile conform programului lui. Când David zice, Domnule, vreau să-ți fac o casă. Zice, nu, în programul meu, unul, nu tu și nu acum. Nu tu și nu acum. Ei, de câte ori poate să-mi spună Dumnezeu același lucru și mie? Nu tu și nu acum. Și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. Deci suntem aici, dragii mei, într-o vreme de pregătire, de probă, ca să învăț să dau toată autoritatea lui Dumnezeu, să trăiesc prin puterea Lui și trei, să trăiesc conform planurilor și programului Lui și patru, să trăiesc spre slava Domnului, spre slava Domnului. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Da. Și sunt nenumărate texte care vorbesc despre lucrul acesta. Când rugăciunea Tatăl nostru mă învață să dau Tatălui slava, vie împărăția ta, facă-se voia ta, căci a ta este puterea și împărăția și slava, pe care nu o împarți cu nimeni, în veci, amin, se termină rugăciunea Tatăl nostru. Uitați-vă și la textul din Timotei, la această superbă doxologie și în capitolul acesta și în capitolul 6, 1 cu 17. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile Lui să fie slava în veci. Amin. Termină Pavel și Evanghelia în Romani. Și în ultimul rând, sunt aici pe pământ, nu doar să dau toată autoritatea Lui, să învăț să trăiesc prin puterea Lui, să mă bizui pe puterea Lui, să aștept lucrurile să se împlinească după programul Lui și nu după al meu, să fac tot ce fac, fie că mănânc, fie că beau, lucrurile mici și mari, spre slava lui Dumnezeu. Și în al cincilea rând, să nu uit că dacă va fi să șed vreodată pe scaunul de domnie al Domnului, este pe cheltuiala Lui, nu pe a mea. Pe cheltuiala Lui și El s-a cheltuit tot, dragii mei. Și de aceea Dumnezeu, pe Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului. N-așteptați milă din partea Domnului. Pentru că El și-a revărsat îndurarea peste lumea asta toată. Lumea asta toată. Cheltuiala Domnului. Dați-mi voie să vă aduc aminte doar de cortul întâlnirii. Odată pe an, marele preot intra în prezența Domnului și stropea sângele pe capacul ispășirii să devină scaunul îndurării. Dar toate astea trebuiau împlinite în cortul ceresc. Și atunci, odată în istorie, Domnul Iisus Hristos a intrat, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele Său. Dar știți ce s-a întâmplat atunci?
când și-a dat Duhul, textul spune, îndată perdeaua dinăuntru s-a rupt de sus și până jos și s-a deschis o cale nouă și vie prin care suntem invitați să, la cei dincolo de perdea, scaunul de domnie al Domnului. Cu alte cuvinte, e acasă. E acasă. M-am gândit la Saul. Femeia a tăiat vițelul cel gras. Și cine era femeia? Bă? Era un slujitor al Satanei. Cine o fi dat porunca? Vă las pe voi să vă gândiți. Dar Saul s-a întors acasă. Întrebarea este la care casă. Când tatăl a tăiat vițelul cel gras, fiul risipitor s-a întors și el acasă. Și astea sunt cele două opțiuni pe care le avem. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Credincios este Cel ce a făcut făgăduința, ce a promis lui David. Vedem împlinit în Apocalipsa, cu alte cuvinte, o iotă, o frântură de slovă nu va trece până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Și asta ne vizează și pe noi, nu doar pe Solomon. Împăratul însuși a venit să redeschidă porțile împărăției. Pe cheltuiala lui. Nu cu aur și cu argint, ci cu însuși sângele scump al Fiului Dumnezeu. Am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri. De la părinții noștri. Celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. A ședea pe scaunul de domnie nu e o simplă metaforă, ci este un concept, o realitate încărcată cu o semnificație incredibilă, dragii mei, din pricina învierii Domnului Iisus Hristos. Și noi așteptăm sărbătoarea Paștelui. Ești fiu de împărat, de împărat și prinț moștenitor. Poartă-te pe măsură. Cum îmi trăiesc viața? Sunt fiu de împărat și prinț moștenitor. Întrebarea este, trăiesc oare cu gândul la scaunul de domnie, la ceea ce mă așteaptă după ce viața asta, un abur care se ridică și piere, pentru ce trăiesc, pentru ce mă scol, ce aștept de la viață, afară de deșertăciune și goană după vânt? Ce folos are omul de toată truda care și-o dă sub soare? Amin. Marius, ai vreo întrebare? Sami Ghica a întrebat mai la începutul programului. Este clar faptul că după legământul davidic, Mesia putea veni doar din David. De ce oare binecuvântarea lui Iacov a putut fi cumva schimbată spre Beniamin? Care e diferența dintre cele două momente, Geneza 49 și 2 Samuel 7? Mă, dacă Dumnezeu este Alfa și Omega și Iacov nu binecuvintează... Dar uitați-vă la Iuda între fiii lui David, care e toată povestea. Iuda, care, iertați să-mi fie, știți povestea cu Tamar și știți, el se satură, ar fi vrut să-l scape pe Iosif, dar, într-un fel, el este vânzătorul. El are ideea vânzării în loc să-l omoare. Și Ruben ar fi vrut să-l ducă acasă, dar nu a fost prezent acolo. Când Beniamin este prins cu cupa lui Iosif în sac și zice, rămâne cu mine robul meu, Iuda vine și se oferă în locul lui.
și într-un fel prefigurează pe Mesia prin actul lui atunci când pleacă din familia tatălui său, sătul de tot ce vede, toate minciunile cu care au trăit, ducând haina tăiată bucăți și mânjită cu sânge la tatălui, l-au mâncat pe o fiară sălbatică și o trebuie să trăiască cu această minciună cu ei. Când ajung în prezența lui Iosif, ei încep să dea pe față toate lucrurile. Ne gândeam noi, dar Iuda, într-un fel, acum, dacă Dumnezeu este Alfa și Omega și el vede viitorul, el putea să pună ce cuvinte a dorit în gura lui Iacov, afară de faptul că el știa ce se va întâmpla cu Saul, el știa cum se împacă. Aici e frământarea în teologie între liberul arbitru și predestinație, da? Între ce știe Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Și în același timp ai textele de care v-am amintit, în care cel puțin trei seminții au promisiunea unsului sau lui Mesia, unele mai pe față, alteori mai valate. Dacă vă gândiți doar la un proroc ca Moise, un proroc ca mine, dar cine era Moise? Era din seminția lui Levi. Un proroc ca el, el nu spune un proroc care vine pe linia mea, ci unul care, într-un fel, va fi ales de Dumnezeu, cum am fost ales eu. Dar cealaltă poveste, promisiunea făcută lui Iosif, este mult mai bine ancorată în toată literatura rabinică, și o găsiți în cântarea lui Moise de la sfârșit, în care binecuvântarea pe care o rostește peste Iosif. Noi pierdem foarte multe pentru că avem taur și bivol, de pildă, ori doi termeni care vorbesc despre două genuri complet diferite de animale. Un taur întâi născut al taurului era obligatoriu de jerfit, era un taur de jerfă, da? Pentru că întâiul născut trebuia jerfit, el se năștea ca să moară pe altar, să fie stropit sângele lui pe altar. Dar bivolul, cum îl traduce, este un animal extint acum, care trăia în păduri, nimeni nu putea. Iov zice, poți să-l pui pe bivol la iestrea ta? Nu, n-ai cum. Te înfioreai când îl vedeai cu coarne lui, era la 3 metri înălțime, spun istoricii. Și felul ăsta de a vorbi, dar mult în literatura rabinică, și atunci cum să le împac pe astea toate? Nu știu. Elementul care rezolvă lucrurile este dacă plec de la sămânța lui Avram și vin în Roman 9 și pe urmă în Apocalipsa 12, văd că Mesia este adus de toate cele 12 seminții, nu de una dintre ele. El se naște pe linia lui David, din pricina legământului davidic, dar la fel de bine putea veni pe orice seminție. Observați visul lui Iosif cu cele 11 stele care se pleacă, sau 11 snopi care cad înaintea lui, soarele și luna. Aici femeia învăluită în soare, până și Iosif intră înapoi între celelalte 11 stele, cu 12 stele pe cap. Și femeia reprezintă pe Israel, care naște pruncul. Nu știu, Sami, mai multe. Și eu aș fi foarte curios. Este un teolog scoțian care a făcut cercetări în toată literatura rabinică legate de Mesia ben Iosef, Mesia fiul lui Iosif, știi, și de ce evreii care știau foarte bine toată povestea asta de multă vreme au ascuns-o. V-am spus doar ce s-a întâmplat cu traducerea în aramaică a Torei, ei au tradus-o astfel și au modificat-o ca să evite traducerea Septuagintei, pentru că creștinii au folosit Septuaginta de foarte multe ori ca să vorbească despre împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Și atunci iau un alt text pe care rabinii și sinagogă le folosesc acum ca să evite. Evreii mesianici încep să se întoarcă comparând scrierile rabinice cu lucrurile astea. Mă, de ce e această împotrivire față de Hristos? Dacă n-ar fi diavolul și dacă n-ar fi acolo lupta spirituală, n-aș pricepe. Dar tot mai mulți se întorc la Domnul, slăvit să fie numele Lui. Gavril Bradea întreabă: înțeleg planul lui Dumnezeu în ce privește un urmaș al lui David care va ajunge pe scaunul de domnie al Domnului, dar care este rolul lui Saul uns împărat? Nu putea Dumnezeu să ungă împărat la început un urmaș al lui Iuda?
Asta vis-a-vis și de binecuvântarea lui Iacov din Geneza 49, legat de Beniamin, un lup. Nu știu, dar nu uitați cererea poporului. Dă-ne un împărat cum au toate neamurile. Și Dumnezeu a zis, luați-l. Și realmente el ajunge un împărat ca toate neamurile. Imaginați-vă pe cineva care mai întâi poartă totul în inima lui, după care nu se sfiește să o scoată afară și să vorbească cu slujitorii lui, după care să ucidă o cetate de preoți. Am putea zice, a împlinit o profeție, l-am auzit pe Dorin spunând, dar cruzimea cu care au făcut-o prin doi nici slujitorii lui nu au vrut să atingă de preoți. Și atunci întrebarea este, ce se întâmplă cu Saul? Noi am văzut vria în care a intrat el. Ultimul lucru este ospățul care îl duce exact în casa celui rău, în brațele celui rău, în capitolul 31, când el moare, întrebarea, unde s-o fi dus? Samuel zice, mâine veți fi aici cu mine, tu și fiii tăi. Numai acolo sunt două locuri, este sânul lui Avram și este focul cel veșnic în care se chinuia bogatul în așteptarea judecății. Claudia Pereț întreabă, și sper să-i citesc bine întrebarea, că sunt multe cuvinte scurtate, pace, deși domnia Domnului știm că e în noi deja, dar fiind în lucru sfințirea, de ce folosește Pavel tocmai, ghilimele, a domni în viață? De ce nu vor urma pe Domnul, de exemplu? Dar când domnesc în viață, când îl urmesc pe Domnul, Claudia, ce înseamnă domni în viață? Dacă realmente sub soare totul e deșertăciune și goană după vânt și eu trăiesc doar pentru țărâna acestei lumi, dacă dimineața până seara slujesc și leitmotivul vieții mele este mănâncă suflete și bea, da? Ai multe bogății strânse pentru mulți ani și uit că noaptea asta cineva poate să-mi ceară înapoi sufletul și nu m-am îmbogățit pentru Dumnezeu, ci așa este oricine se îmbogățește pentru sine, dar nu se îmbogățește pentru Dumnezeu. Dacă nu mă gândesc la judecată, nu mă gândesc la viața de dincolo, dacă cred că aici este totul, atunci uitați-vă, cei mai nefericiți oameni sunt cei care au cele mai multe avuții. Nu lasă să doarmă, spune Eclesiastul. Bogăția nu te lasă să dormi. Nu știi ce să faci cu ea. Mai bine sărac și în mâna Domnului decât să nu știi cum să ți le păzești pe toate. Pentru că aici hoții sunt la orice pas, începând de la bănci și stat și toate celelalte, da? Toate astea te fură într-un fel sau altul, spui banii în bancă și rămâi cu mai puțin decât ai pus, pentru că nu tu hotărăști lucrurile și mai sunt și căderi și falimente și așa mai departe și rămâi cu buzele umflate. Și atunci, dacă asta este lucru care, pentru care trăiesc, ce domnie asta în viață, indiferent cât de mult aș avea, sunt robul lor, dar cum devin stăpânul lor când mă folosesc de ele, când lăgesc împărăția lui Dumnezeu, punând în negoț ceea ce Dumnezeu mi-a pus în mână. Avem două mandate, mandatul cultural care mă face să mă implic în lumea materială în care trăiesc, dar am mandatul preoției. Ce-i lucrarea creștină? Orice activitate legitimată de mandatul cultural, indiferent ce daruri ți-a dat Dumnezeu, ce profesie ai, dar care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. Ori când eu am uitat de mandatul preoției și trăiesc doar pentru mandatul cultural, eu practic m-am blocat la sub soare sau sub ceruri, uitând că eu sunt aici doar pentru puțină vreme și judecata va hotărâ ce se va întâmpla după aceea. Da? Și atunci eu cred că a domni în viață înseamnă nu doar a schimba perspectiva, ci a înțelege și pentru ce am fost așezat aici. Și pe urmă am două lucruri pe care trebuie să le fac sub soare. În primul rând să lăgesc perspectiva și să conștientizez scaunul de domnie pentru care am fost creat și care mă așteaptă. Dar al doilea rând, ce se întâmplă când eu călătoresc spre punctul acela? Ce se întâmplă în mine? Și aici e scara devenirii cristice, sau ai predicat de pe munte. Ai cel puțin aceste trei cărți trebuie să luate la oaltă, 1 și 2 cronici, împreună cu predica de pe munte și cu Eclesiastul, da? Eclesiastul îți dă alegerea, dar cronicile îți dă perspectiva, predica de pe munte îți dă ce se întâmplă în timp ce mi-am schimbat perspectiva și trăiesc sub soare,
dar trăiesc pentru altceva, cu altă nădejde. Ce lucrează Duhul lui Dumnezeu în mine? Cum mă transformă într-un chipul și asemănarea lui Hristos? S-au luat scara devenirii cristice, dezbrac omul vechi și îmbrac omul nou. Toate astea. Și atunci, dintr-o dată, nu mai slujesc pământul, ci pământul mă slujește pe mine. Încep să domnesc, da? Folosindu-mă de aceste lucruri, nu sunt legat de ele, nu sunt disperat dacă le pierd. Dragii mei, Dumnezeu mi-a promis că îmi dă mâncarea și îmbrăcămintea și dacă le am, îmi sunt de ajuns. Și sunt liber, da? Sunt liber. Dar cât e de ajuns? Un pic mai mult. Păi asta înseamnă esența robiei. Un pic mai mult. Când e de ajuns? Niciodată, da? Claudia a mai făcut o completare. Întreb vis-a-vis de a domni în viață și pentru că unii uzează, cred, foarte eronat expresia de prinț, prințesea Domnului și chiar manifestă autoritatea acum, nu în mii de ani. E posibil. Samuel Ghica a mai pus o întrebare. Saul a anulat cumva planurile lui Dumnezeu cu privire la el prin neascultare. Urmașii lui David, mai răi decât Saul, nu fac acest lucru. Urmașii lui David, mai răi decât Saul, nu fac acest lucru. De ce? Din pricina cuvântului lui Dumnezeu rostit prin Natan. Observați, când Dumnezeu pe muntele Moria spune pe mine însumi jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, Dumnezeu nu și-a lăsat loc de întors. O să vorbim probabil într-o altă săptămână, mai avem înainte de Paște o singură lună, lunea viitoare, dar dacă iau legămintele, începând cu legământul lui noi, cu noi, legământul avramic, legământul mozaic, legământul davidic și noul legământ, legământul avramic și legământul davidic sunt unilaterale și irevocabile. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-i pune condiții lui David, nu există dacă, așa cum este în legământul mozaic, de pildă, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei. Dar dacă nu facem, nu suntem ai tăi. Nu. Relația se rupe, va lung în robie. Dar din pricina jurământului pe care Dumnezeu rostește lui Avram, el ține sămânța lui Avram pe scena istoriei, îi trece pe sub toiag, îi decimează, lasă doar o rămășiță, dar nu îi lasă să coboare de pe scenă până nu își împlinește lucrarea cu ei, până nu-l aduc pe Hristosul, după care le oferă lor mai întâi mântuirea, când ei o resping, îi trimite pe slujitor la răscrucea drumurilor, să adune pe toți buni și răi. Și atunci, legământul davidic fiind unilateral și irevocabil, indiferent ce au făcut împărații ceilalți, Dumnezeu vizia pe unul din fiii lui David și ăsta, Noul Testament ne spune că este Hristosul, fiul lui David. Da, când orbii strigă sau copiii strigă, da, fiul lui David, de ce se supără? Pentru că toți erau conștienți de încărcătura acestei expresii. Și Domnul Iisus Hristos este acel fiu al lui David și promisiunea lui Dumnezeu se împlinește în el și el fiind mirele și noi mireasa lui, noi putem moșteni tot ce are el, putem avea noi împreună cu el. Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile împreună cu el, fără plată. Și o ultimă întrebare anonimă. Putem spune că Solomon a împărtășit pocăința lui în cele din urmă și împărătesei din Șeba? Împărăteasa e pomenită de Domnul alături de pocăința ninivenilor. E pomenită că a venit să vadă înțelepciunea lui Solomon de la așa distanță. Acum, ce a împărtășit Solomon, nu mă întrebați, nu știu. Dar ce știu foarte clar este că acolo textul spune, între voi este unul mai înțelept ca Solomon. Dacă femeia asta venind de la capătul pământului să vadă înțelepciunea unui om și aici este unul mai înțelept ca Solomon și voi toace spatele și atunci așa aș lua textul în contextul lui. Eu cum am lăsat telefonul pe scaun, probabil că timpul a trecut. Ca să vorbim despre program, pentru că vin Paștele, Anca așezată aici una din cărțile noastre tematice, Vestiți moartea Domnului, cei care doriți să vă pregătiți pentru Paște,
probabil că aveți textele în Biblie, dar ceea ce n-am găsit nici în scrierile părinților bisericii, dragii mei, nici în crezurile bisericii, este moartea Domnului Iisus Hristos legată de așteptările Tatălui. Dacă iau doar textul din Efeseni, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, și asta este orizontala, pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Observați, Hristos este între noi și între El, între ciocan și nicovală. Întrebarea este, dacă îi să aleagă Hristos între noi și Tatăl, cine are prioritate? Tatăl. Pentru că El a venit să împlinească voia Tatălui, să facă din voia Tatălui mâncarea Lui. Și atunci, care sunt lucrurile pe care Hristos trebuia să le împlinească ca să împlinească așteptările Tatălui, pentru că noi să avem ceva? Și noi de cele mai multe ori întoarcem reflectoarele spre noi și la cina Domnului și când vorbim, noi suntem partea importantă. Pentru noi a murit El, dar a murit de dragul Tatălui, pentru împlinirea planurilor Lui. Observați, numai discuția din seara aceasta, dacă mă gândesc la planul lui Dumnezeu, la felul în care l-a gândit pe Adam, la ce s-a întâmplat după aceea, observați, Dumnezeu își duce planurile mai departe, dar prin Hristos. Și aici e diferența, probabil la cina Domnului vom vorbi despre nu doar că lucrarea lui Dumnezeu cel unor de echipă și am pornit de la Sfânta Treime, dar până și Sfânta Treime, persoanele Sfintei Treime au roluri diferite și în diverse perioade ale istoriei vin în față unul sau altul, toți trei sunt prezenți. Dar ceea ce a făcut Fiul nu poate face nici Duhul, nici Tatăl. Da? Ceea ce a făcut Fiul. Și atunci Hristos a venit să împlinească în primul rând așteptările Tatălui. Și sunt 7 lucruri pe care le-a împlinit pentru Tatăl, ca apoi să ne poată oferi nouă alte 7 lucruri care derivă din lucrarea Lui. Este vestiți moartea Domnului.